Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tan a fost decernat celor doi oameni de știință, Catalin Carico și Drew Weissman, ale căror descoperiri revoluționare au permis dezvoltarea unui nou tip de vaccin, cel bazat pe așa numitul ARN mesager. Pe baza acestor descoperiri au putut fi produse rapid vaccinurile împotriva virusului SARS-CoV-2, vaccinuri care au salvat foarte probabil viața a milioane de oameni. Expertul în sănătate publică, Vlad Mixic, este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Aceste vaccinuri au constituit ținta unor campanii furibunde ale antivacciniștilor. În acest context, ce ar trebui să înțelegem din acordarea premiului Nobel acestor cercetători care au descoperit tehnologia? Este o dovadă foarte clară a faptului că această tehnologie funcționează, dar nu cred că era nevoie de un Nobel pentru asta. Dacă vă aduceți aminte, ni se spunea în urmă cu 2 ani și ceva că vom păți diverse lucruri în urma vaccinării. Nu știu, vă întreb pe voi, în privința mea suntem toți vaccinați cu vaccin produs prin această tehnologie și suntem bine sănătoși. Eu am sperat să știu o clipă, mă rog, un timp am sperat să-mi crească branhii ca să pot respira sub apă, dar nu s-a întâmplat. Nici solist. Eu m-aș descurca cu un picior în plus în traficul din București, așa de acolo. Da, nu, dar dincolo de asta este un semnal foarte puternic, proștiință. Întrebarea mea este, o altă întrebare ar fi, de ce este această tehnologie revoluționară? Adică, sigur, primul lucru care a fost produs practic, care a fost produs efectiv cu această tehnologie, sunt vaccinurile, dar înțeleg că ar mai putea fi produse și alte tratamente. Ce alte probleme ar putea rezolva? Și când? Da, e un premiu Nobel special și în interiorul comunității științifice pentru specialiști. De ce? Pentru că cei doi au lucrat foarte mulți ani de zile, nu vorbim de 2-3, ci câteva decenii, în a dezvolta, în a descoperi această tehnologie în momente în care absolut nimeni din jur nu le dădea o șansă. Adică toți cei din jur le spuneau că e un drum mort. Practic, ce au făcut ei? Știți că baza oricărui organism viu până la urmă sunt proteinele. Proteinele sunt organismul, celulele știu să facă proteine și să construiască proteine în urma indicațiilor pe care le primesc din partea ADN-ului, care conține un cod. E bine ca acest ADN să fie transportat, informația de pe ADN să fie transportată în afara nucleului celular, care e ca o fortăreață, nu intră, nu iese nimic. Există acest așa numit ARN mesager. Deci ARN-ul mesager, cum îi zice și numele, e o scrisoare pe care ADN-ul o trimite în afara celulelor pentru a ști ce proteine să se producă. Asta influențează absolut tot, începând de la ce culoare au ochii noștri până la cât de capabil suntem să facem sport, cât de mari să ne crească mușchii. Ei bine, există posibilitatea și exista posibilitatea ca acest ARN mesager să fie sintetizat și în laborator. Evident că el e făcut din proteine, adică să ne înțelegem, e foarte bio și foarte organic. Aproape că nu se poate mai bio și mai organic decât atât. Dar acest ARN mesager, când era sintetizat în laborator și introdus înapoi în celule, organismul avea o reacție imunitară, nu recunoștea acel ARN mesager ca fiind propriu. Și reacționa imunitar, deci nu putea fi folosit, pentru că evident persoana sau animalul căruia era injectat acest ARN mesager avea o reacție imunitară puternică și nu putea ca să-l accepte. Ce au făcut cei doi cercetători? Au descoperit modalitatea prin care ARN-ul mesager interacționează cu sistemul nostru imunitar și au găsit o cale prin care ARN-ul mesager sintetizat în laborator să poată fi introdus în corpul nostru fără să existe o reacție imunitară puternică. Și atunci putem învăța aici organismul să reacționeze imunitar față de diverse boli. Exact. Vaccinul COVID este unul dintre primele aplicații extrem de practice
ale acestei descoperiri. Se lucrează deja de câțiva ani și în direcția dezvoltării unui vaccin pentru anumite forme de cancer. Se lucrează și se fac studii și în privința folosirii acestei tehnologii în vindecarea anumitor tipuri de diabet, evident alte boli infecțioase, multe alte boli infecțioase. De ce e important și în zona bolilor infecțioase acest vaccin? Este mult, mult mai, cum să spunem, blând decât vaccinurile clasice, pentru că vaccinurile clasice folosesc fie un virus atenuat, fie un virus mort, fie o porțiune dintr-un virus. Ei bine, acest vaccin funcționează cu informație, ceea ce e un pas enorm în față. Deci funcționăm cu informație și dezvoltăm terapii biologice și terapii biomoleculare bazate pe informație. Fascinant. Vlad Mixici, mi se pare, adică știu că ai întâlnit-o pe Catalina Carico, nu? Acum și premiantă Nobel. Cum a fost interacțiunea cu ea? Cum ți s-a părut? Da, a fost foarte interesant. N-am întâlnit-o personal. În perioada pandemiei, când începuse acel uriaș val de conspirații, vă aduceți aminte, chiar când așteptam ca să fie produse vaccinurile și erau foarte multe teorii conspiraționiste, i-am scris. Știam că a lucrat la această tehnologie la acel moment și i-am scris. Eu, un total necunoscut din România, profesoarei care era și atunci în Statele Unite, rugându-o să mă ajute să explic cum funcționează această tehnologie a RNA-ului mesager în care ea a fost implicată, în dezvoltarea care a fost implicată. Nu numai că mi-a răspuns foarte repede, mi-a răspuns și foarte în detaliu și a fost și extrem de sinceră, pentru că, dincolo de întrebările legate de tehnologia științifică, i-am pus și câteva întrebări personale pe care le-am publicat ulterior. Ele au apărut pe Facebook și pe câteva site-uri de știri. Și am interacționat de-a lungul anilor, am avut norocul să interacționez de-a lungul anilor cu mai mulți câștigători de premiu Nobel pentru medicină. Nu foarte mulți, dar mai mulți, 4. Și dintre toți, ea este cea care a reacționat cel mai rapid, cel mai modest și cu o lipsă totală de ego. E posibil, poate, și pentru că asta s-a întâmplat cu mult timp înainte de, cu câțiva ani înainte de a câștiga premiul Nobel, iar acest premiu e o poveste și pentru fiecare dintre noi, pentru că în urmă cu 3-4 ani, Catalin Carico era doar asistent universitar la Universitatea din Pennsylvania. Cercetările ei nu fuseseră la acel moment considerate suficient de importante ca să fie făcută profesor universitar plin. Ei bine, știința și mecanismele foarte clare, faptele pe care le vedem și le-a văzut o lume întreagă, au rezolvat această problemă aici. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea Vlad Mixici, expert în politici de sănătate publică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.